Astăzi la Mintia a avut loc un eveniment de importanță esențială pentru județul Hunedoara, prezentarea primei turbine de la noua centrală electrică de la Mintia, construită de MAS Global Energy Rom SRL, partea companiei MAS Group Holding în locul fostei termocentrale. La acest eveniment au participat Marian Neacșu, viceprim-ministru al Guvernului României, ministrul Natalia Intotero, europarlamentarul Mihai Tudose, Laurențiu Nistor, președinte al Consiliului Județean Hunedoara și reprezentanții autorităților județene și locale. În urmă cu o lună, Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara a emis acordul de mediu pentru construirea noii centrale electrice pe gaz de la Mintia, considerată cel mai mare obiectiv industrial din România, având în vedere investiția estimată de 1,4 miliarde de euro, care ar urma să fie realizată până în anul 2026. Astăzi, pe șantierul de la Mintia a ajuns și prima turbină de la noua centrală pe gaz, proiect ce se bucură de o atenție sporită și din partea guvernului. Este o mare cinste și o mare onoare pentru mine să fiu astăzi aici, să reprezint Guvernul României. Guvern extrem de interesat de proiectul pe care dumneavoastră îl dezvoltați aici și înainte de a veni în fața dumneavoastră, trebuie să remarc că am avut o discuție extrem de constructivă cu reprezentanții investitorului, unde ne-am informat reciproc asupra modului în care a decurs și mai ales în care va decurge această investiție, în care am exprimat reciproc ce așteptări avem pe de o parte guvernul, pe de altă parte investitorii, pentru punerea în funcțiune a celui mai important obiectiv energetic realizat în România de după Revoluție. O capacitate de producție de 1700 de megawați în perioada imediat următoare unei dintre cele mai importante crize energetice prin care a trecut Europa și omenirea, este evident un obiectiv extrem de important și de ambițios. Vreau să vă mulțumesc în numele Guvernului și în numele primului ministru, Marcel Ciolacu, pentru că ați decis să faceți această investiție în România. Este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, la un moment care este de o importanță desăvârșită pentru județul Hunedoara și pentru viitorul energetic al țării noastre. Suntem martori în unei etape esențiale în dezvoltarea infrastructurii noastre energetice prin investiția de la noua centrală electrică de la Mintia. Această centrală nu este doar o investiție în infrastructură, ci și un angajament față de viitorul nostru economic și ecologic. Prin această investiție ne consolidăm infrastructura energetică, potențialul de creștere economică, dar la fel de important, creăm noi locuri de muncă pentru comunitatea noastră. Noua centrală electrică de la Mintia reprezintă o etapă crucială în drumul nostru spre economia durabilă și prosperă. Prin utilizarea tehnologiilor moderne și eficiente în județul Hunedoara, vom asigura o producție de energie consistentă, contribuind astfel la îndeplinirea angajamentelor României în domeniul protecției mediului. Ieri, Ministerul Energiei anunța că s-a semnat un contract de finanțare pentru construirea conductei de transport gaze naturale în vederea alimentării centralei Mintia din județul Hunedoara, conductă ce va străbate localitățile Sfântă Mărie Orlea, Bretea Română, Băcia, Cârjiți, Vețel, Călan, Hunedoara, Deva, pe o distanță totală de 56,5 km. Vă asigur, în continuare, de întreg sprijinul Consiliului Județean Hunedoara în implementarea cu succes a acestui proiect, care devine în comun o investiție deosebită pentru județul nostru. Este o investiție privată, dar nu numai prin cooperarea și colaborarea instituțională putem garanta reușita, adică punerea în funcțiune conform angajamentelor noastre.